În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a treia zi a Marelui Praznic al Nașterii Domnului, zi dublată și de pomenirea celui întâi mucenic al Bisericii Creștine, Sfântul Arhidiacon Ștefan. O zi completă, o zi în care însă trebuie să ne lămurim asupra atitudinii pe care noi trebuie să o avem față de sărbători. De multă vreme mă gândesc să dau piept cu cei care sunt deranjați dintre creștini, nu dintre necreștini, de faptul că se spune despre nașterea Domnului că este o sărbătoare în care lipsește sărbătoritul. Că vezi bine, Doamne, s-a înlocuit Fiul lui Dumnezeu cu Crăciunul. S-a înlocuit atitudinea creștinească de a serba cu alergarea prin moluri. Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Deja îmi pare rău că sunt prea tânăr ca să vă spun niște lucruri pentru care încă nu consider că am autoritate atât de mare încât să mă credeți, dar eu vă spun acum ce cred. Eram în anii 2000, în 2011, la începutul lunii februarie, în Dubai. În Dubai, în lumea musulmană, acolo unde degeaba întrebi de underground, degeaba întreb pe unde trece metroul, pentru că metroul nu poate să fie prin pământ, pentru că acolo este Sfântul Petrol. Underground-ul e pe deasupra. Metroul circulă pe deasupra ca nu cumva să tulbure odihna Sfântului Petrol. O țară în care dacă întrebi cât costă barilul de petrol, îți răspunde taximetristul că face plinul cu 50 de dirhami. Dacă întrebi de lungimi, ți se spune în iarzi, nu în metri. Așadar, dacă întrebi cât timp faci până la un anumit obiectiv cu taxiul, ți se spune ajungem în jumătate de oră, 45 de minute sau o oră. O lume în care nimic nu este ca aici. O lume în care nu am văzut nici o turlă de biserică creștină. Dar nu m-am întristat. Am văzut moschei peste tot. Am văzut la fiecare nivel de mol câte o moschee. Și să știți că nu era niciuna goală. Erau pantofi la ușă de știai ce mulțime poate să fie înăuntru. Și vă să zic că stăteam și mă întrebam, era luna februarie, cum am zis la început, oare n-a trecut Dumnezeu pe aici? Ăștia nu vor fi avut Crăciun? Și imediat am primit răspunsul. Nu exista nicio vitrină a vreunui mol care să nu mai aibă cât un brăduț împodobit, cât un globuleț, câte o felicitare cu Merry Christmas. Și iată că atunci am simțit că Hristos fusese pe acolo, ba mai mult, era acolo. Va să zic că mesajul zilei de astăzi este unul clar, pe care îi spune Sfântul Arhidiacon Ștefan. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ni se dă un răspuns tuturor celor care consideră că noi am înlocuit sărbătoritul din praznicul Crăciunului cu altceva. Nu, fraților, nu vă mai uitați numai în jos, nu vă mai uitați numai la stânga și la dreapta. Uitați-vă în sus, acolo se văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. În sus, nu vă uitați după turle de biserici creștine, uitați-vă după dimensiunea pe care Hristos a lăsat-o în lume,
Nu vă uitați că se accidentează coșurile de la cumpărături în mall-uri. Uitați-vă ce i-a făcut pe acei oameni să-și umple casele. A, bine, că o să fie destui cârcotași care o să spună că în această goană au uitat de Hristos. N-a uitat nimeni de Hristos. Știți cine a uitat de Hristos și de porunca Lui? Cei care judecă în felul acesta. Cei care nu văd praznicul nașterii Domnului, în orice așa zis amănunt, Hristos stă în lucrurile mari, dar mai ales în amănunte. Am văzut de curând un reportaj care continua prezentarea, vezi Doamne, a principiului political correct, în care era dezbătut foarte interesant, pentru că diavolul are și el iscusința lui. Să nu uitați, și diavolul crede în Dumnezeu și se înfricoșează, dar și el își ascute tot felul de principii. Și anume au fost întrebați prin America și prin diverse state dacă nu cumva se încalcă drepturile omului atunci când scrie peste tot Merry Christmas. Adică, vezi, Doamne, de ce evreul, ateul, hindusul, musulmanul, zenistul și toți cei care nu au legătură cu creștinismul să fie sufocați de această bucurie și de acest entuziasm în care creștinii spun și mărturisesc despre Hristos. Apropo, v-am mai spus că această urare Merry Christmas pentru mine, ca teolog, nu a fost cunoscută până când în anul 2008-2009 fiica mea, care urma să plece la Madrid, a primit vizita unui colege de acolo, într-un barter, într-un schimb de ăsta de experiență, și a venit acolo, de la noi în casă, o fătucă de vârsta Ozanei, pe care o chema Cristina. Și la un moment dat s-a prezentat ea Cristina și Ozana totuși citise și făcuse temele. Știa că o mai cheamă într-un fel. Și a spus, da, și totuși parcă te mai cheamă într-un fel, nu i-a zis așa că... Zice, da, mă mai cheamă și Maria. Păi și de ce? Nu, la noi în țară e o problemă, că atunci când audem Maria Cristina, toți se închină și zic Maica Domnului. Să știți că numai atunci mi-am dat seama ce înseamnă Merry Christmas. Maria, Mama lui Hristos. Deși poate că în alte traduceri veți găsi alte reprezentări, în mintea mea nu o să-mi scoată nimeni momentul acela de seară în care eram cu fetele mele și cu această binecuvântată fătucă, Maria Cristina, care mi-a dat sens lingvistic și emoțional unei urări, unui înscris pe care îl vedeam peste tot, dar nu putea să treacă de bariera vizuală și să ajungă în inimă. Și iată că a ajuns în inimă acest Merry Christmas. Ei, și acest Merry Christmas însă probabil că a ajuns și la inima multora și a început să deranjeze. De ce? Pentru că de ce să asaltăm noi cu această mărturisire despre Maica pruncului? Și au spus să înlocuim, și dacă veți fi atenți și veți merge în lumea așa zis civilizată, nu veți mai vedea nicăieri, sau cel puțin nu mai au voie să mai scrie nicăieri Merry Christmas. Sărbători fericite. Happy Holiday. Care poate să înseamnă și vacanță fericită. După unii specialiști. De ce acest transfer? Tocmai ca să se ia accentul după sărbătoriți, să-l așeze în altă parte. A, da. Așa, da. Dar nici asta nu mă deranjează. Pentru că, în mod subliminal, orice înlocuiește pe Merry Christmas vine cu un buchet de flori tocmai pentru sensul pe care nu-l mai poate îmbrățișa. Și este chiar mai interesant că cel care încearcă să înlocuiască pregătește fără să-și dea seama în mod neuronal calea
ca să așeze ceva interesant. Vă aduceți aminte când o biserică nu putea să fie dată la o parte sau dărâmată peste noapte de comuniști, să făceau niște blocuri ca să mascheze acea biserică. La început ne deranja faptul că biserica era în spatele blocurilor, dar acum, la cât de haotic se construiește, eu zic că a fost o binecuvântare și îmi pare rău că n-au fost mai multe biserici acoperite de blocuri, construite adevărat după tot tipicul și după toată știința arhitecturii și structurii de rezistență pe care românul o știe să o facă. Iată că nimic din ceea ce se vede la început nu este la rădăcină. Iată că încep lucrurile să se așeze frumos și să ne întoarcem din nou la Dubai. N-am văzut, cum am spus, nicio cruce, dar l-am văzut pe Hristos peste tot. Inclusiv în forfota aceea care încă în luna februarie aduna oameni care veneau tot în vizită, marea majoritate, cum eram și noi, și plecau de acolo ori cu câte un globuleț care, culmea, avea pictat chiar scena nașterii cu toate personajele și cu toată atmosfera de acolo. Nu era Hristos acolo pentru că nu erau biserici creștine? Haideți, vă rog eu frumos! Nu mai putem să zicem că este Hristos dacă spunem Happy Holiday în loc de Merry Christmas sau Hristos se naște. Nu, fraților. Problema este alta. Trebuie să înțelegem că Hristos este atât lângă noi, în noi, dar este și cel pe care l-a văzut astăzi Sfântul Arhidiacon Ștefan, de-a dreapta Tatălui. De acolo nu poate să-l smulgă nimeni. Nu era Hristos în Dubai? Păi când te uitai la Burj Khalifa, la înălțimea lui de 828 de metri, puteai să-l vezi pe Dumnezeu în mintea celui care a proiectat așa ceva. Și să știți că toate turnurile, Burj Khalifa, Burj Al Arab, sunt după modelul turnurilor de vânt. Acolo bate un vânt, încât atunci când s-a construit Burj Khalifa, se mișca vârful cu 4 metri într-o parte și într-alta, o amplitudine de 8 metri, de-abia au construit săracii, de elicopter ca să-i ajute nici vorbă, pentru că n-avea cum să țină din cauza vântului. Este Oceanul Indian, la câteva sute de metri de el. Și în înălțimile acelea l-am văzut pe Dumnezeu ca cel care a luminat pe cei care erau acolo. Nu era Dumnezeu acolo? Haideți, vă rog frumos, să înțelegem că Hristos se naște în fiecare dintre cei care vor să lase ceva care să dăinuie. Și noi ne ocupăm de judecata unora sau altora, dintre cei care, vezi, Doamne, împing căruțul și nu fac altceva decât să-și pregătească gunoiul pentru perioada de după Crăciun. Să știți că încet, încet, nici acest surplus nu se mai transformă în gunoi. Așa cum mi-a mărturisit cineva, Părinte, să știți că eu făceam foarte multe sarmale și în fiecare an îmi rămâneau foarte multe. Făceam mulți cozonaci și îmi rămâneau foarte mulți. Și atunci am fost ispitit totuși să întreb, și ce făceai, soro, iar un cai? A, zice, nu. Îi împărțeam cu ceilalți. Numai că îmi pare rău de timpul pe care, în loc să-l dau familiei, îl dădeam frământatul unor colaci și împletitul unor sarmale. Să știți că nu trebuie să vedem neapărat că tot ceea ce este în coșurile acelea de la hipermarketuri va ajunge la gunoi. Nu e așa. Nu e așa. Dacă vreți să-l vedeți pe Hristos născut, vedeți lucrurile frumoase. Eu, de exemplu, când văd un coș încărcat cu bunătăți, parcă văd o iesle a bunăstării.
văd un copil care va mânca din tot ce e acolo. Într-un fel sau altul, să știți că chiar dacă ar ajunge și la un tomberon ceva, eu știu câți caută în tomberoane și găsesc acolo. Și se bucură mai mult decât cei care stau la masă și au mâncat fruntea a ceea ce găsește omul acela în tomberon. Să nu credeți că nu există un echilibru. Numai să avem ochi, să vedem în gestul celui de lângă noi partea bună de lucrare. Să vedem ieslele care vor să-L primească pe Hristos. Veți spune că poate nici nu știu unii. Nu trebuie să știe cel care poartă ieslea. Trebuie să știe cel care o vede. Pentru că vă mai spun un lucru. Adevărul, oricât de clar ar fi, fără dragoste ar fi inutil. Hristos se naște. Este un adevăr. I s-a contestat Mântuitorului chiar și moartea, dumnezeirea, deoființimea. I s-au contestat multe, dar faptul că s-a născut, nimeni nu i-a contestat. Deci, clar, acesta este unul dintre adevărurile incontestabile. Dar fără dragoste, ar fi inutil. Știți de ce? Că n-ajunge la noi Hristos născut dacă nu iubim. De aceea, Sfântul Arhidiacon Ștefan îmi dă voie să vă spun, uitați-vă și la cer să-L vedeți pe Fiul lui Dumnezeu. De-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Amin.